Mai multe voci din societatea civilă au cerut în desființarea Institutului Revoluției Române, aceasta fiind o sinecură înființată în anul 2004 și care a finanțat din bani publici cărți scrise de fostul premier Adrian Năstase, volumen urma cărora demnitarul a obținut o reducere a pedepsei. Scandalos este că operele lui Năstase nu aveau nicio legătură cu Revoluția din decembrie 1989. Institutul Revoluției, în loc să facă ce este trebuie dat, pentru Revoluție... Ce credeți, a plătit cărțile scrise de Adrian Năstase? Mai mult, revoluționarul Marian Ceaușescu susține că finanțarea acestor cărți de către Institutul Revoluției nu trebuia făcută deoarece acestea nu aveau nicio legătură cu Revoluția. Nu aveau nicio legătură cu Revoluția. Cărțile scrise de Adrian Năstase plătite de Institutul Revoluției care atunci era condusă de cine? Gelu Voican Voiculescu și cu actualul președinte, cu mai mult. Adrian Stase a fost condamnat definitiv de către înalta curte de casație și justiție la doi ani de închisoare cu executare în dosarul Trofeul Calității. Cât timp a petrecut în spatele gratilor, Adrian Stase a realizat mai multe cărți în urma cărora acesta a primit o reducere a pedepsei. Institutul Revoluției Române primește anual cel puțin jumătate de milion de euro bani care de-a lungul anilor au fost cheltuiți în mod nejustificat.